Această duminică, la Asfalt de Moldova, avem parte de o revenire acasă spectaculoasă alături de Valentina Cojocaru. Doamne, de când n-am mai fost? Doamne, când n-am mai fost prin Ciciule? Emoții de nedescris. Doamna muzicii populare n-a mai revenit în curtea copilăriei de 20 de ani. Niciodată nu se uită. E casa, e casa care am trăit noi și care tata a construit-o. E ca aici. Vezi prin câte încercări a purtat-o soarta. Aici la noi nu se știa cine e viu și cine nu e viu. Dar m-am eu înțeles că am as acolo. Dacă ar fi să o descoasem de fiecare detaliu din viață, nu ne-ar ajunge zile de discuții și pagini de scris. Imaginați-vă cum ar fi să-i răsfoim amintirile pe care le ține minte încă de pe la vârsta de 3 ani. Atunci, Nicolae Cojocaru a scos-o pe Valentina lui în ochii lumii. I-a dat un acordeon în mâini și a rugat-o să le facă chef mesenilor. Acum, legenda muzicii populare de acasă nu ar recunoaște niciodată în fața camerei că muzica i-a dat peste cap frumoasa istorie a familiei, că această muzică poate fi un chin pentru un artist care toată viața n-a mai lăsat microfonul din mâini. Clasa a șaptea, la insistența directorului școlii din Ciuciulea, Valentina Cojocaru merge să învețe de profesoara de muzică, în Călăraș. A revenit să profeseze în școala din sat, dar s-a reținut doar o lună. Deja reușise să pună mâna pe trofeul concursului republican al interpreților amatori. În 1965 a fost invitată la filarmonică, în ansamblul tineretului, avându-l ca și coleg pe Mihai Dolgan, acordeonist pe atunci. Aici s-a reținut timp de 9 ani, după care s-a transferat la Mugur. Mai târziu a urmat Orchestra Folclor a radio-televiziunii, în care a lucrat 16 ani. De două decenii este solista Orchestrei Doina Armatei a Ministerului Apărării. Are în spate sute de turnee în toate țările fostei Uniuni Sovietice, dar și altele mai exotice. Japonia, Etiopia, Filipine, Sri Lanka. Aproape toți președinții țării i-au oferit meritele de stat pentru cei 45 de ani dedicați scenei profesioniste. Și totuși, n-am fi știut de frumoasa brunetă din Ciuciulea, raionul Glodeni, dacă nu i-ar fi pus tata acordeonul în mâini, iar mai târziu, directorul școlii n-ar fi insistat să învețe o meserie, cea de profesoară de muzică. Dar fi știut Tudor Vătav că, după studii, domnișoara profesoară de muzică avea să revină în sat doar pentru o lună. Eu sunt orășancă, dar cu sufletul sunt ciciuleancă, sunt de la țară, care niciodată nu uit de unde m-am pornit. Și am mari emoții când vin în sat la mine, pentru că vin rar. Acum când vin și nu sunt colegii mei care am copilărit, vine, cum, mi-e trist sufletul, pentru că nu-i întâlnesc. Dar sper să întâlnesc câțiva colegi astăzi. Îi dăm Valentinei Cojocaru o șansă în plus să revină în Ciuciulea. În drum, Ciuciuleanca cade pradă amintirilor. Iazul este așa cum mai este peștiul, iaz tare frumos, la noi se numește Imponoară. Deci aici sunt 3 km până în sat. Aici când învățam la școală, prin clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a, păi vara aveam brigăți scolărești, vineam și ajutam colfozul la prășit, și noi, care credeam că le-a cântat tuturor consătenilor pe la nunt și cu metrii. Eu din 65 sunt plecată din sat. Veneam până la fi la Chișinău, veneam mai des, dar când am plecat la Chișinău, de acum turnee, tatăl meu a cântat toate nunțele din sat, figuri. Până a decedat, el cânta, avea un acordeon de marcă nemțească, Hochner,
și cânta la toate trecerile din sat. Și atunci nu era aparatura de azi, nu era tehnica de azi și cânta, am mai ales la cumătrie, acordeonul. În Ciuciulea e zi de weekend, iar în curtea liceului e mare forfotă. Doamne, de când n-am mai fost? Doamne, de când n-am mai fost prin Ciuciulea? De mult n-am fost. Parcă e alt aer, parcă e alt aer când vin aici la Ciuciulea. Câți ani au trecut când eram copil și când învățam aici? Atunci a fost cu Zinaida Julia, cu Gheorghe Urschi, cu Alexei Leacu organizat. El atunci a adus spitalul. El e de aici, din sat, da. A, tot timpul Ciuciulea. Da, și el a adus cadou pentru spital o salvare, mașină salvare. O dăruit spitalul nostru, că aici e spitalul. Valentina Cojocaru n-a fost anunțată că îi se organizase o întâlnire ca pe vremuri. Bună ziua! Cu Maria, prietena copilăriei, verișoara Lida și zeci de copii dornici să o cunoască. Și prietena mai Maria. Mulțumesc. Bun venit acasă. Mulțumesc foarte mult. Eu îi spun că am foarte mari emoții, pentru că e altă aer aici. Mulțumesc, aici pe lac frumos. Un buchet de floricele, ca de timpurile noastre, de când eram noi tinerele, frumușele. Când eram copii chiar. Când eram copii, adolescente, da. Studente, domnișoare. Maria Iordache, care e prietena mea din copilărie. Erau patru prietene nedespărțite și nu au concurat între ele niciodată. Eram iubite ele la părinți. Tu erai foarte iubit, că erai unica. Dar tu erai prima. Da, eu eram prima. Da. Și tu erai... Da, de mică, vreau să vă spun... Avea niște ochi ageri, ca mai are și acum, optimiste. Da. Și i-a mai lăsat darul și a umorului. După cât e de acum, cred că o cunoașteți, o știți. Și de mică era așa, veselă, optimist, frumoasă. Noi am planificat așa, ea să artistă, eu să fiu soră medicală. Ceea ce viitorul nu a arătat. Nu, artist, învățătoare. Și învățătoare de muzică, păi da. Artist. Artist? Da. Și... Da, exact. Cum v-am povestit, exact. Batavă mi-a dat îndreptare, da? Directorul școlii, Tudor Batavă, Dumnezeu să-l ierte, că nu mai este. Și cu ocazia, condiția că se mă întorc înapoi. Valentina a fost prima care s-a rupt de casă, dar și prima care s-a dat ușor la măritat. De la cavaleri, să ne certăm? Nu. De la noi cavalerii stau rând, la poartă. Nu, nu. Noi nu plănuiam să ne mărităm, pe atunci nu era de la 16 ani, 15, 17. Da. Ei, dar totuși prima s-a căsătorit, da, Alicăne. Da. Mi-a luat-o înainte, cu toate că o să o leac. Da, eu înainte la toți. Da. Îl lăsase pe directorul școlii doar cu promisiunile. Acesta își pusese mari speranțe în ea. O vedea profesoară de muzică în sat. Plecând la călăraș, Valentina devenise solista tarafului Ciobănaș, iar în 1964 câștigase trofeul concursului republican al interpreților amatori. Colac peste pupăză, tot în acea perioadă, îl cunoscuse și pe țambalagiul Petrică Dabija. La dragoste, emoții și cei doi feciori, vom reveni însă în partea finală a emisiunii. Coricică Margarita, culoare ne-a venit, Coricică Margarita, culoare mi-a venit. La 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 la
dacă nu ne-o ia doamna Cojocaru pe dinainte, ci că are de gând să scrie o carte în care își va așterne toate amintirile. Am niște gânduri să realizez și pe urmă să o scriu mai departe. Vreau să o termin, să o scriu o leac și pe urmă zic, măi, să nu mai scriu una, totdeauna. 17 pagini abia, cu greu. Aici tot 18 ani, când am plecat la armonică, când am întâlnit seama tineretul. Și aici cu Ion Dască, tot cu orchestra folclor, e ca eu, e ca Zinaida Julia și Alexei Leacu atunci când am venit. Hramul satului era. N-a fost copil răsfățat. Nu i-a picat nimic din pod. Era fiica mai mare a Mariei și a lui Nicolae Cojocaru, pe umărul căreia și-a pus Dumnezeu palma. Nu cântam. Nu m-a pus nici la încercare. Eu nu am pus la pian încă, dar la acordeon nu. În momentul în care am mers la școală, tata n-a mai luat-o cu el pe la nunți. În 53. Iată, în 53, aici am învățat. Clasa întâia. Maria. Fosta școală de fete pe timpul românului. Da, în 53 a murit Stalin, 53 am venit aici la școală, în clasa întâia, de 6 ani și mat. Eu când m-am dus la școală, nu mai cântam la nunți. Nu era frumos când învățam la școală. Dar eu la 3, 4, 5 ani, 6, de la aproape de 7 ani, 6 ani și mat. Știu ea că am martori, da. Că cântam cu tata la petreceri. Hai un cu mătru, da. Și erau toți cu mătri. Tot satul cu mătri. Și fata luăm cu noi. Dar în casa lor întotdeauna s-a ascultat muzică, multă și bună. Piesele noi le cântam tăi de pe frumă, aici cânta tata mea, le cânta. Noi avem radio, 3 baterii, un radio, așa un aparat de radio cu 3 baterii și totdeauna el fie când e o melodie pentru tine și ascultam Iașu, București și la melodie de la Marcel Budală, Fărmiță Lambru, mari acordeoniști de România. Învățătura i s-a dat ca oricărui copil, pe unde mai ușor, pe unde mai greu. Dar cu sportul și profesorul de educație fizică n-a prietenit niciodată. A dat jos odată capra din sala de sport și atât i-a ajuns. Aici e școala unde a învățat. E că aici e stadion acum. Dar era cândva, țineți minte, era un lot școlăresc care noi îl prelucram. Locul școlii vechi a rămas neatinsă cantina, însă școala și curtea în care altădată ciuciulenii cultivau legume și nu doar. Sămânța aceea parcă era de câine până nu știu cum și era bună, dulce. Nu știu, noi am mâncat toate și toți subiem trântiți în jos pe aici când era la tățăreu cu dureri de, de stomac și chestii. Restul ne-am otrăvit, dar am mâncat sămânță, nu ne-am cerut. Era dulce și bună, dar ți-a dus amit cază. Eram a doua după alele cereș. A, în stânga era Petru Molodiuc, el era staroste la noi în clasă. Da. El era în rândul de la fereastră. Eu eram în mijloc. Prima bancă era Lilie Cireș și a doilea eu. Cantina este cantina ce am mâncat eu aici. Și vă duc ați mâncat. Da. Nu, ne aduce după repausul mare, ne aduce câte un ceai sau câte o bar de lapte. Da, ia ca scările, ia ca eu. Tot am zis, aici. Noroc. Ia ca aici am învățat. Da. Prima era clasa mea și pe clasa mea intră la tine. Da. Eu clasa asta, da. Da, să spun eu. Da. Aici era clasa mea, Valentina. Da. Și în partea asta era clasa ta. Aici era, eu da. Păcat că am găsit un lacăt la ușa clasei în care a învățat copila Valentina Cojocaru. Aici este rândul de bănci. Este fereastră acolo. Înseamnă că rândul de la fereastră, dar eu rândul de mijloc, să cheamă a doua bancă. E o mintele frumoasă și chiar așa m-a răscolit o leacă la suflet. Rămâi cu Asfalt de Moldova ca să o cunoști pe Valentina Cojocaru, alta decât o știi de la televizor. Acasă era băiatul tatei care o învățase mai multe tehnici în construcție.
un moment care i s-a întâmplat odată la două decenii. Deși pare incredibil, în acești 20 de ani, Valentina Cojocaru așa și n-a avut curajul să intre în curtea casei părintești. Aici e casa, eu asta nu uit niciodată. Niciodată nu se uit. E casa, e casa care a trăit noi și care toată a construit-o. E ca aici. Casa nu a fost vândută, pentru că asta a fost dorința părintelui. Ca să aveți la cine veni, să nu vindeți la străini, că să nu vii voi străini să locuiați. Dacă să aveți, să veniți la rude, la verișori, să vă amintiți de casa părintească, să locuiască anume Lidia din familia lor. A fost lăsată moștenire verișoarei Lida, care cică tare semăna cu Valentina. Seamănă cu Valentina. Da, tatăl Valentina Cojocaru, așa, din patru fete, cât suntem noi patru băieți, numai lui Lida îi dau. E familia voastră. E familia noastră. Lida, fiindcă doamna Valentina are soră Lidia. Valentina s-a născut în familia Mariei și a lui Nicolae Cojocaru. Tatăl a fost constructor de meserie, dar satele din împrejurimi l-au cunoscut și ca un lăutar care le-a cântat tuturor consătenilor pe la petreceri. El a fost cel care i-a pus Valentinei, fiicei mai mari, acordeonul în mâini, deși aceasta niciodată nu a visat și nu a dorit să devină artist. Valentina Cojocaru mai are o soră, Lidia. Interpreta privește curios în jur să găsească câte ceva din ce a ridicat pe vremuri tata. De acolo nu era aceea, acolo e piesa s-a făcut. Nu, voi. Acolo e garaj. A, garaj, nu era da, garaj. Da, acolo era garaj. A, unde ce mâncare? Garaj, unde facem mâncare. Da. Asta de vară nu era. De vară nu era. Nu e vară, atunci, numai casa era. Numai casa, pentru că noi facem vara mâncare la cuptorul ăsta afară, dar iarna înăuntru, în bucătăria de iarna de casă. Nicolae Cojocaru era om respectat în sat. A ridicat casa pentru toți șefii din împrejurim. Nu i-a dat Dumnezeu niciun fecior. În schimb, fata mai mare i-a fost de mare ajutor. Tata vrea un băiat, dar eu eram pentru dânsa un băiat. Pe mine mă considera, era pentru că el da, era constructor și mă lua cu el și mi-a arătat la nisipărie, că mi scoată nisipul din nisipărie, mi-a arătat ea care mi-a bun nisip de făcut, de construit casa. Până... cu mâinile lui a construit tot. El era foarte cel mai bun constructor. Tatăl ei de ce lemnar foarte bun, uși da. Ferestre la oameni în sat. Da. Foarte bun lemnar. Tatăl meu era construit, el făcea casele, dar tata ei... Și de gard, iată, de la gard. Gard încă ea de la când de la tatăl meu, da. Să-mi minte un Peter Pasu când îmi făcea părietele când îl clădea, el zice, vin în clășe să vezi. Peter Pasu să roadă de rept, nu iasă un... Linia. Da. Spunea, când își căturiești o casă, numai decât să o uzi cu apă, să nu crepi pereți, adică cimentul să nu crepi, pentru că el nu iubește când e uscat deodată. Eu plec la lucru, tu ai să faci asta. Așa că nu ai venit să fii măturat, să fii asta. Da, să fii măturat în o gradă, să fii bisela, să fii mâncare, cartofi de prășit, câte în gospodărie sunt. Tot în această curte l-a prezentat părinților și pe Petrică. Eu am plecat 13 ani. Și la 17 ani am terminat școala pedagogică și la 17 ani să vin în sat să lucrez învățătoare de muzică și pe urmă să-mi caut în mire. Eu eram la Călăraș, am văzut că la Călăraș mai cântam, s-au zis la radio un cânt că am imprimat cu orchestra Ciobănaș, deci eu mă dovinesc. Când tatăl meu a auzit la radio, mai dat interviuri, vine un jurnalist de la Chișinău, de la Ziarul, Tinerimea Moldovei. Și vă înțeles când mă mai întorc înapoi. Când am zis că mă căsătoresc, el a vrut să vadă. Eu plăcut tare, a iubit foarte mult generile. Generile, dacă n-am avut băieți, n-au fost băieți în familie, și l-a iubit foarte mult cu soțul meu, Petrică. Nimeni nu ar fi bănuit că în timp se va ajunge la așa ceva. Părinții Valentinei Cojocaru, la o vârstă înaintată, decid să divorțeze. Eu am înțeles corect ce s-a întâmplat, eu am înțeles. Poate dacă era un băiat, poate nu înțelegea, dar noi fetele totdeauna înțelegem toată situația. Și... dar niciodată niciunul de părinți n-a fost uitați, ori ignorați. Nu a fost pentru mine tata așa și mama, deci i-am iubit la egal.
În continuare, la Asfalt de Moldova, părinții Valentinei Cojocaru au trecut printr-o experiență noutate pentru acele vremuri. Vezi cum li s-a schimbat viața după divorț. Un motiv la prima vedere banal. Fiica nu se mai putea rupe între scenă și familie și a cerut ajutorul mamei, care a venit cu traiul în Chișinău. Dar eram de acum copii. Da, copii? Da, da, da. Aveam doi băieți de acum. Ea a venit și m-a ajutat cu mine. Eu am descurat că e prea mult la oraș. Ea a venit să mă ajut. Aveam doi copii. Trebuia să plec în turneu, trebuia da, să... Da. Și mă lăsam copii și el, sigur că era supărat. Era supărat. Și mă rog, s-a început gelozie, chestii, ceartă. Da. Și de la asta s-a luat, da. El tot venea la Chișinău, dar la mine tot îl luam câteodată, da. Mai puțin, tot îl luam la Chișinău câteodată. El spune că el la țară, el fără țară nu poate trăi. Chiar că s-a născut Corneliu, când s-a născut Corneliu eram la țară, la Brăbice, la soțul, la părinții soțului meu și eu plecat în România, la Rudi. Apoi copilul avea o lună și el a venit la Brăbici, a stat o lună cu mine. Tata, în schimb, niciodată nu ar fi acceptat să lase satul de baștină. Voia să rămână gospodar la casa lui. Aici era solicitat, timp el a decedat la 60 de ani. Da. 63-64, așa. Da. Tot timpul da. Cântat, tot timpul. Da. În ciuda acestui fapt, mama mai venea pe acasă. Ea vine de la Chișinău. Stătea la Valentina, o ajuta cu copiii, venea de la Chișinău, îi punea de toate în bieci, la soțul ei, adică la moșul meu. Păi ori îmi pleca, ei avea grijă să aibă el de toate să aibă. Da, îi plăcea cu, da. La borcan și tot. Păi ori mă pleca la Chișinău. Iar copiii le purtau respectul ambilor părinți. Valentina s-a aruncat în caracter mamei. Era un om foarte puternic. Ajuns la Chișinău, își găsise de lucru în trei locuri și le reușea pe toate. La exterior lui tata, dar la caracter lui mama. Mama cum era? Mai iute. Iute, da. Foarte iute și curajoasă. Da, și harnică. Da, da. Ca o albinuț. Femeie răzbătătoare, o femeie care găsea limba cu mâna, sociabilă. O femeie sociabilă care găsea limba cu mâna cu toți. S-a aranjat la filarmonică, pe urmă la o policlinică stomatologică ca infermieră. În fine, eu vă găsesc de lucru. Interpreta Valentina Cojocaru era o icoană a stilului pentru fetele din sat, dar și pentru admiratoarele ei din toată țara. Floarea de mac prinsă în cosiță era carta ei de vizită. Тетя Женя, де кину тебя везут, выносила. Да, 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 да. Ком ты есть? Папа, умра, быстрее. Да, пьешь. Да? Ярай, мы сентем вечин, пштигард. Шаму ешь, ярай фрумаса, ярай грасуца, ярай ротунджары. Ce mai faci, mă, ta? Am rămas singurică și singurică, de altul mi s-a murit. De-a mânui, da, de-a mă murit. De-am făcut să-i casa și ne agita, ei, făcea mâncare la mata. Și dormeam la mata, nu? Pe cuptor, da. Cum era atunci vreme, da? Da, 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 da. Știu, urmă, am trecut la pat, în piață, a fost ghelă, de-am mânit băieța acolo, ei. În puținele momente când revine acasă, Valentina nu poate trece pe lângă casa unei alte prietene. Draga mea prietene, bună ziua, bună. Bine te-am găsit. Bine ați venit.
Pare bine că te văd frumoasă, sănătoasă. Ala nici până acum n-o poate uita pe Valentina Cojocaru, fata care avea cea mai groasă și mai frumoasă cosiță din sat. O cunosc pe doamna Valentina de mic copil și foarte mult o admiram, îndeosebi când o vedeam pe dânsa cu o gâță așa lungă și atât era de frumoasă. Tot timpul mă gândeam, Doamne, oare să fiu și eu așa frumoasă ca doamna Valentina? Am tot când am venit din turneu din Rusia, la nord, bucăți de păr, Iujo-Sahalinsk, Murmansk, Arhanghelsk, mai scurt, Cosumos, Namur, cum se cheamă orașul cele mari. Bineînțeles, schimbând apa, schimbând atmosfera, clima, eu știu. Послушайте молдавскую народную песню «Подснежник». Поет солистка Молдавской государственной филармонии Валентина Кожокару. Casa prietenei, interpreta întotdeauna are parte de cea mai caldă privire. Foaie verde de trifoi, azi nu dânsă la noi, mă. Dar noi nu te cu flăcău, sensoare bărbatul meu, stătorui tare-i greu. Oprește, Doamne, nunta, ori oprește. Bine v-am găsit în casa dumneavoastră. Ne-am mai întâlnit la cinul de atâtea ori, ne știm, suntem prieteni, dar rar vin la dumneavoastră în casă, că sunteți, nu știu cum, departe de centru, departe de centru Ciciului. Aici îi se împlinesc poftele de bucate gătite ca în Ciciula. Ala, zeamă moldovnească, da? Da. Zeamă sarmalele și plăcintele, da, da. Zeamă și păjoare ca la mama, sincer vă spun, fără falsă modestie, nu de mine, am vedere de mama. Pregătea tare bine zeamă, deci am mâncat la ea acasă și Mihai Ciobanu, interpretul drăgit din noi, de toți. Și Neda Julia, buna mea colegă și prietenă. Și alți colegi au mâncat cu zeamă la mama acasă. Mesele ciuciulenilor se rup de bucate. Semn că oaspeții sunt așteptați cu mare drag. Bine ați venit în primul rând în casa noastră. Suntem nespus de bucuroși că o dat domnul și într-adevăr un om mare, o artistă, o, nu știu cum... Nu, o consacreancă, mai bine, mai simplu. O consacreancă, o prieten de pe-a ta. Este astăzi un stil anul. Să dea Domnul ca să vă ție Dumnezeu tot așa frumoasă și tot așa să rămâneți mereu frumoasă cu suflet mare. Tânără, nu cumva ai vrut să fii tânără. Ce spun, înțeles. Eu știu că tu ești o gospodină extraordinară, o femeie deosebită și o mamă iubitoare și o să fie... Ideal, mulțumesc mult, chiar mulțumesc. Vă mulțumesc, aici toți suntem cu jucăriani. Pe timpurile când se făcea ghid brigada, tot timpul el organiza la Hâncești, fost pătos. Noi ne ducem la concert, vine Valentina Cojocaru și Veronica Mihai. Dar noi, fiind copii mai mici, acolo improvizam. Și îmi plăcea foarte mult cum a accentat și ala ghița cea mare a dumneavoastră și mi s-a memorizat până azi, Marcu cel Roșu. Da, bondița, ea, toate chestiile astea, din profoabă, cu ce putem cu așa le improvizăm, așa că fiți sănătoasă și să ne bucurați sufletului cu cântile dumneavoastră mai departe. Și mă bucur că vin și eu la așa o sărbătoare. Tare ne-am mai fi dorit să o cunoaștem și pe sora mai mică a interpretei, care, din păcate, n-a putut să revină în Ciuciula. Vezi ce mai fac cei doi feciori ai Valentinei Cojocaru, care ani de zile n-au acceptat să apară la televizor. Interpret
Fata s-a măritat la 18 ani cu Petrică Dabija. La nuntă i-a cântat regretatul Mihai Dolgan. Vorba cântecului, are doi feciori, Cornel și Victor. Ultimul s-a născut la 12 ani, diferență de fratele mai mare. A fost cuplat de fani cu Nicolae Glip, alături de care a cântat în duet. Cu maestrul Glip, bineînțeles, sunt doar cumetri și prieteni de viață. Întotdeauna au ascuns cine sunt ei. Niciodată nu s-au folosit de pile, de numele mamei, ca să li se deschidă mai ușor ușile în față. Da, ascundeam destul de des. Destul de des. Nu vrem să fac publicitate din asta. Nu vrem să fac abuz din chestia asta. Familia după tată este Dabija. Deci foarte multă lume nu știa că sunt ficiorii mei. Așa sunt eu. Niciodată nu m-am folosit de numele mamei, în contră, mă străduiam să fiu așa mai incognito. La noi în familia mea, suntem două surori și într-adevăr mi-am dorit un fecior și părinții mei, adică bunei lor, au fost tare fericiți. Când a venit pe lume și a doilea fecior și vreau să spun că feciorii mei e ușor decât fetele. Pentru că cu serviciul, cu meseria noastră, n-ai timp să împletești la fetiță gâță dimineața. Cornel e un băiat foarte sincer, foarte bun la suflet. Victor un pic e mai reținut, un pic, dar așa este caracterul lui. Dar în fond, i-am doi sunt foarte buni la suflet și nu, niciodată nimeni nu m-a făcut de râs. Cornel, feciorul mai mare, este jurist de profesie. A fost plecat la munci grele în Portugalia mai bine de 12 ani. Întors acum de un an, lucrez în domeniul Arctic, apar la televizor. În copilărie, mama și tatăl Sambalagiu au încercat să-i pună vioara în mâini, dar nu s-a lipit de el instrumentul. La vârsta de 7 ani, cam nu prea te întreabă, ai plăcere, n-ai plăcere, s-a propus, ori accepți, ori nu. Eu am acceptat și m-am dus la școală muzicală. Și pe urmă am înțeles că nu e cariera mea de muzicant. Pur și simplu nu era interesant. Vrem să mă joc copii în o gradă, să joc fotbal, să alerg în o gradă, dar trebuie să cânt 7-8, 4, 5, 6, 7, 8 ore pe zi la vioară. Mezinul Victor, cu 12 ani mai mic decât fratele mai mare, a mers și el pe urmele lui Cornel. Dar în acest an, ambii feciori au revenit definitiv acasă. Cui să o lăs mama singur? Mama nu se poate lăuda că a fost întotdeauna în preajma lor. Deși când Cornel a mers la școală, s-a transferat în orchestra folclor a radioteleviziunii ca să fie mai aproape de el. Chiar dacă noi eram câteodată la adunarea părinților, pe urmă veneam la școală, eu tot timpul eram la școală și erau controlați cum învață, cum se poartă. Ori la armat când a plecat Cornel, niciodată nu m-am dus, eu știu undeva ca să nu plece la armat. Nu, niciodată. Pâinea de artist nu i s-a dat deloc ușor. Tata lucra în joc și era mai mult plecat. Venea pe scurt timp. Dar cred că mai mult tot era pe umerii mamei. Era nevoită să plece în deplasări care durau câte 3-4 luni de zile. Și acum își amintește ziua în care era cât pe ce să-și piardă viața. Aici la noi nu se știa cine e viu și cine nu e viu. Dar mama mi-a înțeles că l-am ars acolo. El nu știa că noi, până n-am sunat, n-am telefonat. Era o linie care, cum spune, linia fierbinte și am telefonat și atunci s-a liniștit. Plecase timp de o lună într-un turneu pe vapor în Japonia. La un moment dat, pe vapor izbucnise un incendiu. 12 oameni, majoritatea artiști din toate colțurile Uniunii Sovietice, nu au putut fi salvați. Cabina unde locuiam era sus lângă omul de serviciu, deci și am ieșit pe punte deodată, când a anunțat la radio că e pojar, să ieșim pe punte. Și am ieșit
Și cu asta m-a salvat, dar cei care erau jos s-au blocat ușa și n-au putut ieși și s-au pierdut. S-au înnădușit și s-au pierdut, adică au decedat. Dar a fost groaznic, pentru că eu nu mă gândeam că să fie pojar stând pe apă. Tot. Eram la mal și stai pe apă și să fie... Să ardă. O ars vreo 3 zile, încet am opnit. Vreo 3 zile. S-au întors într-o parte și tot înăuntru. Goia și cu Lozanciuc, Alexandru Lozanciuc, că era solist în orchestra Doina Moldovei, Vasile Goia și cu Lozanciuc zgăteau să mă arunce în mare, adică să mă salvez. Noi nu putem coborâ, scara era, trapul ne trebuie coborât, era legat sus, chiar erau ograniceri din japonezi care ei dădeau drumul de pe vas. În acel incendiu, Valentina Cojocaru și-a pierdut toate straele de scenă. În amintire, îi rămăsese doar un centru muzical care l-a primit ca și recompensă materială din partea statului nipon. Nu, eu l-am învechit și l-am dăruit, da. Fotografii mi-au rămas. Asta, dar este nimic. Din acel moment, interpreta nu urcă pe vapor și are frică de călătorii pe mare. Soarta a încercat-o de nenumărate ori. Valentina Cojocaru este una dintre interpretele care a mers cu gânduri pacifiste în Cernobâl. La fel ca și mulți alți voluntari, habar nu avea unde merge. Cu cântecul meu iubit, pe viață m-am înfrățit, măi și iară, măi. Cântecui fratele meu, și la bine și la greu, măi și iară, măi. Eu mințit că pe lună, dar e 6 luni, adică jumătate de an, lor era, trebuie să ai fiecare 25 de genuri. În pădure era unitatea militară a noastră, unde erau a noștri din Moldova. Și toată pădurea aceea parcă era pojar, era toate frunzele galbene căzute jos și asta era în iunie, vă închipuiți. În loc să fie pădurea verde, dar era uscat. Așa am cântat. Cântam seara, când veneau de la lucru, le cântam. Leut care zi cu foc, iam de da, se mă saturat de joc, iam de da, ziua le-am la șo mărțită, iam de da, că de joc eu sunt gătită, iam de da. De-a lungul carierei a văzut bogăție și sărăcie la limite în Africa. A fost luată drept o filipineză în Filipine. O interpretă care și-a muncit cu greu fiecare merit pe care l-a primit. Toți președinții, în afară de Petru Lucinski, i-au oferit câte un titlu. Ultimul, cel mai înalt, i s-a conferit la 45 de ani de creație, Ordinul Republicii. Acasă însă, nimeni nu-i cere merite. Are 2 feciori ca 2 flori, unul dintre care încă mai visează că va întâlni o soție care îi va semăna mamei. E clar că eu aș vrea undeva să seamene departe cu mama. Undeva, la trăsături, la caracter, poate. Are mama 2 feciori mai mai, 2 sfinte sărbători mai. Are mama 2 feciori mai mai, 2 sfinte sărbători mai. Renumitul hit al tuturor timpurilor pe care Valentina Cojocaru l-a dedicat celor 2 feciori a împlinit 33 de ani. În aceste rânduri se regăsesc însă milioane de femei, cu profesii diferite, cu destine unele mai ușoare, altele mai triste. Mame care își pot permite să se simtă slabe și neputincioase alături de ai lor feciori. Ești mari și fericiți, măi, măi, feciorașii mei iubiți, măi. Ești mari înfloritori, măi, măi, să am și două noroc.